Bună dimineața, stimați colegi! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs acestei invitații. Astăzi, în colaborare cu Consorțiul REM, Resurse Electronice pentru Moldova, vom organiza un seminar de instruire privind accesul la unele baze de date care sunt cuplate, dar grație acestei colaborări între IDSI și Consorțiul REM vor fi puse la dispoziție cercetătorilor care sunt conectați în rețeaua academică. De aceea vă rugăm foarte mult să urmăriți cu atenție și în cazul în care apar întrebări, vă rugăm mult să le adresați pentru a face ca această instruire să fie cât mai util cercetătorilor, din perspectiva că într-adevăr, Republica Moldova, din păcate, nu are un abonament de țară la bazele de date internaționale. În același timp, ne propunem să furnizăm rezultate științifice de calitate. O să rog colegii de la Consorțium REM să ne facă o prezentare ce va fi astăzi expus. O rog pe doamna Elena Railean, care este reprezentant al Consorțium REM, și vreau să mulțumesc foarte mult doamnei director Silvia Dinkolov, de fapt este președintele acestui consorțium, care a acceptat cu mare drag să și pe IDSI ca membru acestui consorțium pentru a permite accesul la aceste resurse educaționale care sunt disponibile în unele universități din Republica Moldova. Vă rog, doamnă Railean. Da, mulțumim. Eu pot spun slide-uri, da, domnul Cășor? Da. Bună dimineața, sunt Elena Railean, reprezentantul consorțiului REM. Permiteți-mi să vă salut astăzi și să vă informez pe scurt despre consorțiul și activitatea lor. Consorțiul REM este parte a consorțiului internațional EIFL, Electronic Informational for Libraries, din anul 2001, cu sediul în Lituania și reunește parteneri din diferite țări într-o rețea. EIFL semnifică informații electronice fără frontiere pentru biblioteci. Această organizație, activând în colaborare cu bibliotecile din peste 38 de țări din Africa, Asia, Europa și America Latină, asigură accesul la cunoștințe pentru educație, instruire, cercetare și dezvoltare comunitară durabilă. EIFL este o organizație internațională non-profit care administrează o gamă largă de programe și evenimente menite de a spori accesul la cunoștințe. Consorțiul, ca formă de cooperare și colaborare, are următoarele direcții principale de activitate. Abonarea comună la resurse electronice, instruire profesională, consultanță, suport informațional și al experților, activități în cadrul proiectelor internaționale, promovarea serviciilor informaționale ale bibliotecilor. Consorțiul REM include 21 de organizații din Republica Moldova. E resurse de la 25 de furnizori sunt disponibile prin intermediul programului EIFL licențiere. Portofoliul EIFL de resurse licențiate acoperă o gamă largă de domenii și formate, include reviste electronice, colecții de cărți electronice, baze de date bibliografice, cele mai populare baze de date în cadrul consorțiului REM sunt EBSCO Publishing, Kane Online, Cambridge Journals Online.
Resursele electronice EBSCO-Publishing pentru Moldova include 12 baze de date, majoritatea reprezentând reviste științifice full-text, cărți, referințe, rapoarte, cercetări, studii de piață, studii de caz, imagini și hărți. Această colecție științifică oferă informații din aproape fiecare domeniu de studii academic, inclusiv educație, economică, informatică, inginerie, fizică, chimie, lingvistică și multe altele. Această sursă este foarte populară în toată lumea datorită caracterului complet al informației și ușurinței de regăsire, copiere și transmitere. În cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Informaționale din Republica Moldova, consorțiul REM abonează la baza de date Cambridge Journals Online, care oferă acces la o colecție multidisciplinară de 412 reviste de top, inclusiv peste 200 publicate de către societăți profesionale. Revistele Cambridge sunt recunoscute la nivel global pentru calitatea în domeniul de aplicare și integritatea editorială. Sunt multe revistele de top în domeniile lor și împreună formează dintre cele mai valoroase și cuprinzătoare colecții de cercetări disponibile astăzi. Și Hain Online este primul produs de cercetare online Hain cu peste sute de milioane de pagini de istorie juridică disponibile într-un format online. Pachetul de bază Hain Online pentru Eiffel conține Biblioteca clasică juridică, colecția Istoria dreptului internațional, Biblioteca Curții Supreme a Statelor Unite. Această bază de date este abonată la noi în țară de Curtea Constituțională și Biblioteca Publică de Drept. În contul cotizației, consorțiul Eiffel a propus pentru Moldova în anul 2021 acces la 7 baze de date. ASTM Compass, Edward Elgar Publishing Journals, revistele International Water Association, Royal Society Journals Collection, Open Edition Journals, European Respiratory Journals and EDUCE Journals Scholarly Collection. Mulțumesc pentru atenție. Acum colega mea, Ana Gudima, șefa Centrului Multimedia Bibliotecii Științifice STEM, vă va spune despre utilizarea bazelor de date. Bună ziua! Deci, cum a spus Elena, sunt Ana Gudima și eu vroiam, când ea s-a prezentat ca reprezentant REM, eu vroiam să adaug că noi suntem în REM ca voluntari, dar de fapt activitatea de bază este în cadrul Bibliotecii Științifice ASEM. Și în rolul pe care l-am în cadrul bibliotecii o să-mi permit sau o să încerc să demonstrez unele din sursele noastre care deci, le autorului nostru și care le considerăm destul de utile pentru cercetarea practic în orice domeniu. Eu nu am făcut o prezentare PowerPoint, o să demonstrez direct online bazele de date, sper că conexiunea internet să țină cu mine și o să trec la demonstrarea ecranului. Am și o listă care am pregătit-o pentru dumneavoastră. Am încercat să o atașez în chat, dar din careva motiv nu mi-a reușit, așa că dacă o să fie necesar, o retrimitem domnului Igor Cojocaru, care o va distribui în continuare. Și deoarece doamna Răilean pe scurt a spus despre conținutul
bazelor de date, eu o să trec direct la accesul la acestea, dar ca să-mi fie mai comod, punctul de pornire a, eu știu, activității sau a utilizatorului nostru de la Biblioteca Științifică ASEM este site-ul ASEM, Libasemde, în cadrul căruia, deci noi avem în plasate lista bazelor de date, așa, pe homepage pentru comoditate și eu o să le lansez de aici, dar fiecare dintre utilizatori are dreptul să decidă cum lansează una sau altă bază de date direct din, prin link-ul arătat pe site sau direct prin web adrese. Și o să încep cu bazele de date EBSCO. Ele sunt la noi cele mai așa de mult utilizate. Și câteva cuvinte înainte de a demonstra baza de date, bazele, repertoriul bazelor de date EBSCO, aș vrea să spun că deci despre tipul de acces în genere care e preferat de furnizorii de baze de date la etapa actuală. Cred că inginerii sau persoanele care organizează accesul la bazele de date internaționale din fiecare centru de informare, fie că e bibliotecă, fie că e alt tip de centru, știi că majoritatea furnizorilor preferă accesul prin IP. De aceea, eu știu că și în cadrul REM, când e vorba de accesul la bazele de date prin licențiere, se cer de completat niște formulare în care se indică IP adresele deci centrelor de informare și atunci accesul la aceste date le aveți în cadrul sau pe teritoriul centrului. Dar suntem unde suntem, avem condiții sau situații de pandemie în țară și în lume și eu acum pot să vă demonstrez unele din aceste baze date de acasă, eu fiind în afara ASEM-ului. A fost datorită doamnei Elena Răilean și colegilor din REM, am obținut acces prin nume și parolă la două baze de date, la EBSCO Host și la Cambridge. Dar o să pot să vă demonstrez și celelalte baze de date, dat fiind faptul că în vogă, dar nu în vogă, dar deci tendința este ca știința să fie în acces deschis și deci și furnizorii de baze de date se conformează acestei direcții de cercetare sau, eu știu, de distribuirea informației și chiar dacă instituția dumneavoastră nu are acces prin IP sau nu are acces, merită să navigați prin aceste baze de date, că o bună parte din publicații sunt în acces deschis și dumneavoastră o să aveți acces la ele, o să le puteți utiliza și a face cercetări sau a continua cercetarea începută. Acum o să trec la EBSCO Host. Eu, dacă cineva a fost atent, m-am logat cu nume și parolă. Din cât eu cunosc, doamna Răilean a distribuit această parolă, dacă nu o facem mai apoi. Așa, și de ce am zis repertoriul EBSCO, că... Mai cer scuze, nu se vede browserul dumneavoastră, schimbați ceea ce arătați. Așa. Întrerupeți prezentarea și... Mai fac încă o dată demonstrarea ecranului, da? Exact, da. Ok, încerc. Acum? Da, da, Ana. Da, mersi. Deci, cum s-a menționat, EBSCO reprezintă un repertoriu de baze de date. Așa s-a primit că interfața din start este în limba rusă, dar oricare din utilizatori își poate alege interfața în limba preferată. Eu o strec la română. Aha, mai bine la engleză, pentru că nu știu. Gata. Nu o să pierd timp, cred că asta noi... Acuș. Iată așa. Am trecut la română. Dacă se întrerupe vizibilitatea ecranului meu, vă rog să îmi comunicați. Deci, EBSCO Host
Într-un fel ne impune de careva timp să, eu știu, în primul, când intrăm în web host, deci sunt 3 baze de date, așa numite niște ghiduri de cercetare, sunt selectate din start. Într-un fel ne impune când intrăm aici să căutăm, dar oricare dintre noi poate prin selectare cineva trebuie să deconecteze microfonul în afară de mine. Așa. Deci selectare, deselectare, să excludem dacă considerăm că nu avem necesitatea în aceste ghiduri de cercetare, dar vreau să menționez că fiecare din aceste bazi, din lista aceasta destul de imponzabilă, aș spune eu, pentru Republica Moldova și pentru instituțiile superioare de învățământ de aici, are o descriere succintă fiecare din ele și dacă eu sunt începător și o să vreau să analizez fiecare dintre ele, o să am timp, pot să intru direct în baza de date. Dacă vreau să fac căutare în câteva, respectiv selectez din descrierea succintă ceea ce consider că corespunde topicului de cercetare care l-am. Dar dacă vreau, mă rog, sunt la început, nu prea am tip de analiză, pun selectare toate și atunci căutarea se va face în toate bazele de date. De data aceasta, eu ca o bază de date unică, aș vrea să încep cu, să ajung la ea, Business Source Elite. Prin ce se deosebește această bază de date de celelalte, că pe lângă publicații științifice, articole din reviste și așa mai departe, această bază de date conține profilurile de companii. Profilurile companiilor sunt reprezentate prin Market Line Report, care sunt destul de recente și când se face o analiză a unui domeniu sau a unei, eu știu, companii concrete, se poate din domeniu de văzut, dacă se știe ce companie activează, să vedem market report-ul acestei companii, să vedem majoritatea acestor rapoarte conțin analiza SWOT a companiei, care ne spune multe. Așa, eu, de exemplu, am încercat, când mă pregăteam de prezentare de azi, am încercat Scout Orange. Și dacă până acum eu știam că Orange la noi a ajuns de prin România, am văzut că este Orange în Belgia și în Polonia și este Orange SA, presupun eu că de aici face parte și Orange-ul MD, presupunem. Ei, și așa, și deci o să deschid la întâmplare acum un market report, este în format PDF, el poate fi analizat, se vede ecranul? Da, da. El poate fi analizat atât, așa, direct, prin citire și așa mai departe, și ca PDF-ul de pe internet poate fi downloadat local pe calculatorul la care lucrați. Așa, deci eu acum, și în felul acesta, poate fi găsit un raport sau altul a unei sau altei companii pentru lucrul în tema sau în analiza care, scopul a căreia v-ați pus-o. Așa, acum eu o să-mi permit să mai încep o dată cu EBSCO ca să nu fac bug, că știu că asta în bazele date nu se recomandă. Așa, și o să vă dau câteva sfaturi de căutare. Am luat eu astăzi, nu știu de ce mi-a, o să iau toate bazele de date, am lăsat interfața care este, o să caut la managementul timpului și deoarece totuși publicația sau cum zic eu ultima vreme, limba științei de azi este limba engleză, vrem noi sau nu vrem, majoritatea publicațiilor științifice de asemenea sunt în engleză și respectiv și când căutăm într-o bază de date internaționale, cuvintele cheie, subiectele, tot trebuie să fie în engleză dacă vrem să obținem rezultate corespunzătoare. Și o să dau eu managementul timpului, time management, dacă așa. Și observați că sistemă, ca și majoritatea sistemelor bune de căutare, numai am scris time și îmi dă variantele de combinații care poate fi cu acest cuvânt.
Eu sunt acum la regimul simplu de căutare și sunt aproape sigură că majoritatea dintre dumneavoastră o să înceapă cu acesta. Atunci când deveniți sau când sunteți expert sau nu sunteți la început ca utilizator de informații sau ca căutător de informații, știți că regimul avansat de căutare permite pur și simplu căutarea după câteva chei, fie cuvânt, subiect și an, subiect și țară și așa mai departe, sau excluderea dintr-un subiect larg, excluderea unui component. Deci, dacă observați, la acest subiect mi s-a dat peste 70.000 de rezultate, dar deci, în partea stângă, colonița, prima coloană din stânga, sunt filtrele sau eu le zic, da, deci modalitățile de îngustare a căutării. Și aproape sigură că majoritatea dintre utilizatori, primul filtru care o să-l pună, o să fie text integral sau full text, dacă ar fi în engleză. Sau. Așa. Și din cele 77.000, au rămas 36, undeva în jumătate, 50% s-au dus. Și respectiv, dacă analizăm filtre de mai în continuare, deci noi putem să limităm această căutare. Dacă căutăm numai publicații științifice în reviste recenzate, dacă căutăm în anumită perioadă de tip, adică putem să îngustăm cronologic, de exemplu, mă interesează ce s-a scris în eu am analizat sau știu, sunt la curent cu ce s-a întâmplat la tema dată zi înainte, mă interesează în ultimii, nu știu, 15 ani am luat eu acum. Și respectiv s-au mai îngustat. De asemenea, avem în tipurile de reviste, avem după tematică să mai îngustăm, după geografie, așa, după tipul bazelor de date, dacă vă amintiți, eu am selectat toate bazele de date, dacă eram numai una concretă, probabil și numărul de rezultate ar fi fost mai puține. Așa, presupunem, eu nu o să mai pierd timp, cine concret caută o să analizeze mai detaliat aceste filtre de îngustare a căutării și la momentul când am decis că mai mult nu pot să îngustez, se începe analiza acestei liste de rezultate, așa, și din start observăm că în afară de titlu unde a fost publicat, ni se spune deci de unde e sursa, fie că e de revistă, fie că e imagine, fie că e din ziar, iată aici undeva, deci din ziar, publicația respectivă. Și dacă am luat text integral, formatul poate fi PDF sau HTML. Așa. Deci PDF-ul se deschide și se salvează așa cum am arătat și la raportul anterior. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre varianta HTML a publicațiilor full text din EBSCO anume. Deci care e prioritatea acestora? Dacă eu sunt un cercetător care nu cunosc bine limba engleză, din care eu și simt, așa, deci sistemul EBS sau compania EBSCO îmi permite, dacă este varianta HTML a full textului, să fac o traducere a publicației respectivă în limba pe care eu o cunosc. Așa, și aici este și limba română. Dacă am ales și aleg traducere, o să obțin clar că aceasta este o traducere robotizată, dar contează atunci când eu nu cunosc limba originală să-mi dau seama articolul respectiv corespunde topicului meu de cercetare sau nu. Așa. Și observăm că conținutul s-a tradus în limba care am selectat-o adineauri. Dacă trec din nou la limba originalului, mai este încă un moment pentru cei care doresc să învețe engleza de dat. Deci, eu știu, engleza vorbită. Fiind un cercetător, știți cât de mult înseamnă ca să comunici despre cercetarea pe care o faci. Și iată, EBSCO permite să, într-un fel, să audiem publicația, dacă este în format HTML, și este regimul Listen, încă
ne permite să audiem cu accent american, australian sau british, o să las eu american și o să încerc, o să vedem dacă... Așa. Aici e sunetul. Alison. One time is sales. The impact of sales manager time allocation decisions on sales team performance. One time. O să opresc. Deci eu... conceptual development. One time. Two, a resource-based perspective. Three, qualitative one time is sales. Așa. Deci asta a fost modalitate de a audia un fișier care este în format HTML. Acum câteva cuvinte încă despre păstrarea rezultatelor, dacă eu le consider adecvate teme de căutare de moment. În dreapta fiecărei dintre aceste rezultate este o pictogramă albastră cu plus. Este pictograma care ne permite să adăugăm publicația concretă în mapa electronică sau în raftul electronic, cum îi mai zicem noi. Așa. Deci eu acum o să iau la întâmplare, de exemplu, Busy Directors and Shareholders Satisfaction, presupunem că mă interesează astăzi, și It's About Time, și încă una o să mai iau, practic la întâmplare. Așa. De exemplu ăsta. Trei publicații, ele apar deci în conținutul mapei digitale și în partea de sus a paginii este regimul mapa. După ce am inclus în această mapă publicațiile care consider că sunt necesare mie, dar probabil că nu am avut când să le analizez sau nu sunt la calculatorul meu de acasă, sunt undeva la multimedia și vreau să le am la îndemână și nu am stick și nu vreau să pierd timp ca să le trimit pe fiecare. I-am inclus în mapă și am posibilitatea să mi le trimit pe poșta electronică aceste publicații incluse în mapă. E de ajuns, deci, să indic poșta mea electronică. Și sistemul EBSCO.com. Aici pot să-mi fac și niște comentarii. Este bifat că PDF-ul să fie în calitate de atașament la scrisoare. Se mai poate, dacă contează tipul de descriere a fiecărei publicații. Și încă un moment, că dacă eu îmi trimit aceste publicații, să se șteargă din mapă dacă eu mai lucrez în continuare, să nu se dubleze, fac ștergerea elementelor din mapa digitală. Și trimitere. Sistemul îmi comunică că în poșta indicată s-au trimis, și dacă observați, mapa de acum este goală. Eu pot să trec din nou la căutare. Așa, și să-mi continui căutarea la temă sau să închei activitatea sau căutarea de azi în EBSCO și îmi continui activitatea plănuită. Clar că, spre deosebire de alte bazi de date, eu consider că EBSCO este o bază de date, în primul rând, nu este una, sunt mai multe baze de date, respectiv și rezultatele căutărilor sunt ca număr mare, sunt de calitate și încă acoperă majoritatea direcțiilor de cercetare care există. Eu știu dacă o să mai apară poate vreo întrebare mai concretă pe EBSCO, o să încerc să o răspund sau să-i căutăm răspunsul dacă nu-l avem la moment și o să-mi permit să trec la Cambridge și cred că pe bază la Cambridge eu o să dau sfaturi cum să căutați și în Elgar Online și în Duke, Royal Society Publishing și altele. Acum o să înțelegeți de ce. Trec la Cambridge
Eu m-am logat tot cu nume și parolă și vă atrag atenția că accesul este de la Eiffel Moldova. Așa? Aici din start menționez... Da? Pot continua? Ok, consider că pot. Deci, noi avem acces la Cambridge Journals, cu toate că Cambridge University Press este cu mult mai largă. Și vă atrag atenție că chiar din start, lângă câmpul de căutare, este o opțiune Only Search Content I Have Access To. Ce înseamnă aceasta? Că datorită proiectului cutare sau datorită surselor cutare, noi am abonat ceva din Cambridge, dar nu avem acces la tot ce au ei. Deci contează foarte mult că noi, de exemplu, primim deseori solicitări. Vreau din Cambridge publicația asta, dar eu nu o pot downloada, eu nu o pot lua. De ce? Vă spun eu de ce, că noi nu avem acces la ea. Eu special nu o spun aici bif acum, o să dau tot time management. Așa? Și la acest subiect observați că sunt foarte multe rezultate, așa, 320 din peste 320 de mii și din start iată, vă atrag chiar prima publicație care apare, ele sunt sortate după relevanță, pot fi sortate și în alt mod, dar dacă vedeți opțiunea Get Access, să știți că pur și simplu situația de la calculatorul la care lucrați dumneavoastră, fix sunteți acasă, fix sunteți în instituție, înseamnă că poziția tehnicii sau poziția calculatorului nu are acces la această publicație. Și dacă mergeți pe opțiunea Get Access, acolo o să vă propună câteva posibilități, fix procurați, fix vă adresați la bibliotecă ca să vă obțină această publicație, dar să știți că biblioteca tot, dacă nu are în cadrul contractului de licență, înseamnă că totul trebuie să achite pentru aceasta. Dar ca să trecem pe situația de a nu avea acces și a vedea doar la ceea ce avem noi, putem să vedem full textile. În stânga, de asemenea, sunt filtri și primul este ceea ce și din start era. Only show content I have access to. Și mă mai atrag atenția la ceea ce ziceam la început. Sunt, iată, dintre toate publicațiile, peste 6.000 sunt în acces deschis la tema care eu am dat-o. Adică dacă dumneavoastră sunteți la un calculator unde în genere nu are nimic, nici cu instituția, nici cu, eu știu, nici nu aveți abonament, că sunt și, din câte am citit mai mult teoretic, se poate de făcut abonament sau și direct la Cambridge University Press pentru a obține acces la careva dintre publicațiile lor. Dumneavoastră puteți să navigați doar printre publicațiile din acces deschis și tot o să aveți posibilitate să luați cunoștință de tema care vă interesează. Eu spun bifă la contentul la care eu am acces și observăm diferența. Deci, publicația este cu verde, înseamnă că am acces și are varianta PDF, care eu tot o pot deschide dacă mă interesează concret aceasta. Și o downloada, o utiliza, citi și așa mai departe, lua cunoștință de ea. Iată, această publicație, Personal Time Management, o să-mi permit să nu știți până la urmă, pentru că engleza mea nu e chiar de calitate, este accesibilă și este și în acces deschis. Deci, iată diferența dintre accesul la Cambridge University Press și la accesul la care, deci, full acces la care eu pot îl pot avea și utiliza. O să iau la întâmplare un PDF, dar nu cred că o să vedeți deosebire, se încarcă ca de obicei în browser, poate fi analizat, poate fi downloadat. Cred că nu trebuie să vă zic că utilizarea în cadrul unei cercetări a publicațiilor trebuie, deci, trebuie utilizată corect, prin indicare referinții, prin citate și așa mai departe.
Deci, în felul acesta, eu pot să utilizez, în afară de ceea ce am menționat, și alte filtre care sunt aici, referindu-se la un anumit autor, la anumită dată, iar cronologic, mai de acum pe ani, la subiecte, chiar dintr-o revistă concretă și alte, eu știu, filtre de îngustare. Așa că eu, ca utilizator care mă consider atât, nu atât utilizator, cât căutător de informații pentru alții și ghidaj, aș spune eu, în căutare, ce sfat l-aș considera binevenit în situația când începeți să căutați, nu contează dacă ați mai căutat în alte baze de date, dar când nimeriți pe sau când ajungeți la o bază de date nouă, care nu ați mai utilizat-o până astăzi, contează foarte mult. Prima ce o să faceți, iată, eu o să deschid acum, de exemplu, Royal Society Publishing. Deci, contează să analizăm subiectele la care se referă această bază de date. Să știți că nu tot timpul furnizorul sau baza de date la care am acces poate să-mi oferă informații la direcție de cercetare care o am eu. Și asta se înțelege foarte bine prin subiectele sau topicurile care de obicei practic orice bază de date le furnizează chiar din start. Iată, de exemplu, la journal la Royal Society, eu nu am acces. Dacă aș fi la ASEM, ar fi spus și aici că am acces la content prin Eiffel Moldova, dar sunt de acasă și eu tot pot să caut, o să-l dau același time management. Nu vreau, pentru că nu am o temă concretă și da, undeva trebuie să fie accesul în acces deschis. All. Deci căutăm în reviste. Da, îmi pare rău, dar nu găsesc opțiunea să caut printre cele cu acces deschis. Aici mai mult biologie și chimie în această fază. Da, da. Dar nu time management. Poate de atât? Poate, da. Da, trebuia totuși să fiu la ASEM ca să am. Ok. Deci, scuze pentru această așa, scăpare. La ce aș vrea să vă mai atrag atenție dintre celelalte baze de date. Open Edition, spre deosebire de celelalte, este faptul că 80% din publicațiile acestea sunt în franceză. Este unica care are mai multe publicații în limba franceză decât în engleză. Mai departe, Compass-ul ne propune o listă de standarde, dar cu păreri greu, cu abstractul standardelor, nu standardele full text, dar despre standard. Dar eu știu că cei care se ocupă de aceasta contează foarte mult și această informație. La noi, la ASEM, ea mai puțin se folosește, dar când e vorba de o cercetare, de exemplu, în domeniul, eu știu, tehnic, ingineresc și așa mai departe, poate fi foarte utilă. Dacă vine vorba, vă atrag atenția că noi mai avem acces și la repozitoriile, cum ar fi a Băncii Mondiale, a Fondului Monetar, a Bibliotecii de Drept a Uniunii Europene. Aceste baze de date, eu știu că ele nu sunt prin REM, dar sunt utile celor care
activează în domeniul dreptului, finanțelor și așa mai departe. Și ele sunt repozitorii, deci pot fi accesate de oriunde, nu contează poziția calculatorului sau IP-ul sau altceva. Polpred, noi avem o acces, asta e un portal de noutăți din Rusia, la care tot avem acces de careva timp, noutăți economice în special, poate fi utilizat. Eu știu, poate dacă au apărut careva întrebări sau o să opresc demonstrația ecranului ca să văd așa, ca să văd lumea și aștept poate niște, eu știu, sugestii sau întrebări sau poate sfaturi din partea unora care ne ascultă, care știu ar trebui, din câte îmi dau seama, să fiți de acum cercetători la anumit etapă, poate cu cercetarea, cu una din cercetări finisate și începutul altuia sau alte situații. Stimați colegi, vă rugăm foarte mult să adresați întrebări sau să le scrieți pe chat. Dacă nu suntem cum așa. Deci cineva întreabă dacă nu suntem angajați ASEM, cum accesez IEPSCO. Deci noi, în colaborare cu domnul Igor Cojocaru, nu știu, Elena Relian spunea că a transmis numele și parola de acces la IEPSCO, dacă nu... Transmitem încă dată, da. Da. Se rezolvă. Cât suntem în situații de pandemie, compania IEPSCO ne dă, cum, avem posibilitatea să accesăm și în afara ASEM-ului IEPSCO. Așa. Colegi, o să, la bazele date care este abonat consorțium REM și vor fi disponibile, adică și sunt disponibile, fie că din rețeaua academică, fie că de la serviciu, vom expedia informația ca să puteți accesa și dumneavoastră. De deci, ce am organizat acest seminar? Să vă informăm despre această oportunitate și apoi să vedem care fi următorii pași pentru a avansa. Dacă l-are și acolo este care vă rugăm alte întrebări. Din câte eu cunosc, dumneavoastră sunteți membru a consorțiumului de acum, EDC-ul, da, domn Cojocaru? Da. Ați completat formularele pentru accesul prin IP? Noi acum suntem pe ultima milă. Deci din momentul când IP-urile vor fi transmise, o să aveți acces din instituții, cel puțin, la prima etapă. Și pe urmă mai vedem, poate mai obținem, dacă o să dureze situația asta în care suntem, care nu depinde de noi, probabil că o să trebuiască de insistat să avem acces și la alte baze date, tot prin nume și parolă, sau cumva trebuie găsit o posibilitate de acces și din afara instituției. Că iată, vedeți, situația concretă a mea de astăzi s-a primit că eu trebuie să fiu acasă și nu am acces la tot ce am vrut să vă spun. Rugămintea ar fi dacă puteți arăta încă o dată acea imagine cu lista bazelor de date care este accesibilă de consortiumul da. Deci, domn Cojocaru, eu am încercat să o trimit prin chat, dar nu știu din ce motiv nu mi-a reușit. Arătați-o la ecran, vă rog. Ok, chiar acum. Noi o vom... Am plasat și pe site ca să fie vizibil la toți. Da, atunci, deci noi o să vă trimitem, cred că și prin e-mail, cumva o să... Da, numai decât. Deci, cum am zis, IEPSCO, noi o punem prima și pe site și în listă, pentru că ea este, într-un fel, așa, una din bazele date care noi accesăm de mult timp. Deci, nu mi-am tezit nici an acum. Cambridge, care am fost, și eu aici am lăsat și acele surse care am zis eu că sunt repozitorii și pot fi, ele nu sunt prin REM, dar eu cred că pot fi utilizate în anumite situații, cum ar fi banca electronică, biblioteca electronică a Băncii Mondiale, repozitorul Băncii Mondiale, Fondul Monetar Internațional tot are o bibliotecă electronică foarte vastă care
cu rapoarte, cu studii și așa mai departe. Elgar Online, care deci reflectă câteva reviste de management drept, Duke, deci este de la o bază date a unei universități la care noi de câțiva ani avem acces, Royal Society, Open Edition și este Compass Abstract. Deci, cum am spus, este o bază date de standarde, dar este o bază date care descriu prin abstract standardele, nu sunt full text. Dacă le vrem integral, atunci trebuie de achitat pentru ele. Acestea sunt la moment. Am observat din ceea ce a spus doamna Răilean că la anul o să mai avem, pare că cel puțin două, eu am remarcat, care da. Nu le-am avut da. Și o să fie la anul viitor. Eu vă mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, aici am observat întrebarea dacă va fi acces doar acum sau de ce durată. Abonarea se face în fiecare an. Da. Noi încercăm să facem tot posibilul ca să fie o activitate continuă, nu doar un început. Să căutăm resurse pentru ca cercetătorul final să nu se îngrijească să plătească. Adică aici va fi o responsabilitate asumată. Încercăm tot, facem tot posibilul, poate să ajungem până la nivel de stat pe un abonament pe țară. Și nu doar la aceste baze date, dar la baze date cele mai importante, care de fapt toți probabil vă gândiți cum să accesăm Web of Science sau Scopus. Eu cred că este un vis realizabil, doar trebuie să începem această solicitare. Acum s-au demonstrat câteva baze date care sunt accesibile din consorțium REM și vor fi pus și la dispoziția dumneavoastră, vă vom informa suplimentar la acest capitol. O întrebare a mea către dumneavoastră ar fi la ce baze de date sau resurse ați dori dumneavoastră să mai aveți acces, deoarece noi acum încercăm să asimilăm acea experiență care deja există la nivel de țară, dar în realitate ținta noastră este de a satisface necesitatea dumneavoastră, doar ce dumneavoastră aveți necesitate de a avea acces la anumite resurse, să vedem cum am putea consolida eforturile atâta consorțiumul REM, atâta IDC, cât și a altor biblioteci pentru a vă oferi un suport cât mai eficient, doar ce și pandemia ne-a demonstrat că doar existența bibliotecilor fizice și chiar dacă cărțile există în aceste biblioteci, nu de fiecare dată noi ne îmi permite luxul simplu al nedepasat. De aceea ne vom urmări la maxim să oferim această infrastructură deja existentă pentru a accesa aceste resurse acolo unde este posibil și de acasă, în cazul în care nu este posibil, cel puțin de la serviciu, deoarece totuși o parte din cercetători merg periodic sau zilnic și la serviciu. Întrebarea mea către dumneavoastră ar fi la ce resurse dumneavoastră ați avea nevoie sau cu ce probleme v-ați confruntat atunci când ați încercat să efectuați o cercetare de calitate? În special pe domenii, vă rog. Aici se întreabă care este parola, deoarece parola vă va fi expediată conducerii nominal. Care mai departe va fi acces, deoarece și inclusiv înregistrarea de date va fi disponibilă online, să nu avem probleme cu cei care furnizează, deoarece nu se permite de a afișa deschis aceste date de acces. La conducere cine e răspunzător o să fie? Directorul sau cineva din vici? Parola, cu fiecare instituție își asumă responsabilitate, noi vom discuta cu directorul, uh-huh. Dar probabil secretarii științiști sunt cei care sunt mai aproape de compania de cercetare, dar fiecare director decide.
În cazul în care un mesaj nu ajunge la dumneavoastră, vă rugăm, noi suntem disponibili, mă contactați direct pentru a redeschide acest acces care câteodată se... Dar când o să... Înseamnă că cum? Să înțelegem așa, că directorul având parola, poate să-l dea la careva cercetători sau cum? În realitate, noi cred că vom formula, ca să fie un semnal cât mai larg, vom formula o noutate pe site-ul IDSI, unde vom explica exact care ar fi pașii, cum să obțineți datele de acces. Ar fi normal ca datele de acces să nu apară disponibile în internet, deoarece vom avea probleme cu cei care... E clar. Adică, în realitate, de fapt, ar trebui ca fiecare organizație, în cazul cum primește parola, să o disemineze pe căile sale disponibile de comunicare cercetătorilor, nu unor cercetători. Noi ne propunem ca toți cercetătorii să aibă acces la aceste baze de date, nu doar unii selecți. Dar, totodată, trebuie să respectăm condițiile. Bun, așa o idee, ca spunem că de pe un calculator, că da, la calculator și ala poți să aibă acces. Am vedere că să fie un calculator unde fiecare vine și când are nevoie, că nu întotdeauna. Fiindcă, dar oricum, cum poți, dând parola, cum poți să nu fie răspândit? Atunci, nu știu, de făcut un document în care să asumă responsabilitatea asta. Mă înțelegeți, da? Vă spun noi cum facem în instituții. Ne-am abonat la alte baze date și o să partajez acum ecranul meu. Dacă probabil... Se vede? Da, vedem. Instrumentul Bibliometric Național. Dacă probabil deja este o resursă mai cunoscută, ibn.idsi.md, la utile, resurse utile. Mm-hmm. Și o să vedeți, prima de sus este acces la baze de date internaționale din cadrul proiectului Research for Life. Acestea sunt Lahinăre, Agora, Oare, Ardi și Goale. Da. Aici este descris ce, unde și cum să accesați, însă fiecare instituție urma ca să se înregistreze și să expedieze datele de acces. Noi, ca instituție, ne-am accesat la aceste resurse, adică sunt... inclusiv și la o parte de date, la o parte din publicațiile din Scopus, este acces prin aceste resurse, este o prezentare foarte utilă pentru mai multe detalii aici, se deschide un fișier PDF cum să utilizați aceste baze de date. Și dacă dați la căutare Scopus, o să vedeți că prin Agora aveți acces și la Scopus. Iar datele de acces la această resursă, noi le-am distribuit printr-o listă, adică am făcut o listă a tuturor angajaților și fiecare angajat sub semnătură a primit aceste date. Adică este o responsabilitate asumată, adică este realizabil să fie accesibil. Și dumneavoastră deja accesați de la orice calculator cu parola și utilizatorul care l-ați primit. În cazul în care este restricționare prin IP, va fi posibil acces nu doar de la 1-2 calculatoare, dar de la toate calculatoarele din rețea. Adică asta este. Încercăm să transformăm calculatoarele dumneavoastră în calculatoare ca o bibliotecă. Adică să aveți acces la calculatoarele din rețea, fiind la serviciu, exact cum ați fi în sediul bibliotecii din instituția în care activați. În cazul în care vor fi doar unele, au fost cazuri în anii precedenți când erau contractate acces la unele baze date doar pentru 3 calculatoare, în acel caz era accesibil, de exemplu, doar din sediul Bibliotecii Științifice Centrale. Adică sunt și astfel de baze date. De ce? Noi ne interesează totuși care ar fi una, vom disemina informația privind accesul la aceste baze date, ca dumneavoastră să încercați să vedeți cât de utile vă sunt. Când apar unele întrebări, vă rugăm să le adresați pe e-mailul info@idsi.md pentru a găsi răspuns la întrebările care
apar. Și astfel, pas cu pas, vom încerca să asigurăm un acces cât mai larg la aceste resurse. Tot aici, la resurse utile, vom amplasa și informația privind de bazele date care sunt accesibile prin consorțium REM și vom face o noutate și pe site și vom disemina prin e-mail ca dumneavoastră să aveți acces. Alte întrebări, vă rog. Așa, care este? Așa. Vă rugăm foarte mult, ce întrebări mai sunt? În special cei care sunt dintr-un anumit domeniu, ce probleme vă confruntați privind accesul la bază de date? Întrebarea mea ar fi să vă provoc, ați avea nevoie de acces la bază la Web of Science sau Scopus? Cineva? Domn Cojocaru. Da, vă rog. Bună ziua, Lucia Bilerschi. Eu am scris în chat, dar probabil nu vedeți deja mesajul. Lumea foarte mult încurcă noțiunea de factor de impact și la elaborarea listelor de publicații pune în, ca publicații cu factor de impact ce-și doresc. De asta iată accesul la baze de date unde putem verifica este citată sau indexată în Web of Science, ar fi foarte util. Da, colegii din bibliotecă, văd acum, verificarea revistelor sunt sau nu citate, indexate în Web of Science. Într-adevăr, unii cercetători dispun de articole și nu sunt siguri, este indexată sau nu revista în acea bază de date. Dacă ne pot ajuta, cum am putea să verificăm? Adică ne-am dorit așa un fel de verificare fără IP, ca omul simplu să-și poată verifica singur articolele, revistele. Pentru că foarte multe reviste calculează factori de impact care deci, duc în eroare lumea. Este de fapt Web of Science sau nu? Noi o să încercăm să căutăm. Problema este că Republica Moldova nu are acces la Web of Science. Adică, normal, ar fi trebuit să avem acces la această bază de date și din Web of Science poți vedea exact care este factorul de impact a revistei. Deoarece direct pagina unei reviste nu este garanția 100% că va fi afișată informația exact. În cazul în care este revista cu acces deschis, această informație o să o puteți găsi. O să încercăm să căutăm o soluție, adică în prezent, nu știu, eu, de exemplu, nu cunosc o astfel de resursă. Colegii, doamna Gudima sau doamna Aurelian, dacă îi puteți da o sugestie. Eu încerc să-mi amintesc o aplicație care e legată de indexul Hirsch, nici de cum nu pot să-mi amintesc acum. Deci este o aplicație gratis pe internet, care se instalează pe calculator și permite căutarea publicațiilor după autor și calculează niște indici de impact. Poate nu, iar prin această aplicație, dacă vreau să văd cum e indexată publicația mea în Web of Science, trebuie să am acces la această bază de date. Da. Cum ați spus dumneavoastră, noi nu avem acces, părere rău. Când aveți deplasări prin România, la instituțiile de învățământ, folosiți-vă de acest moment și determinați. Noi, cu păreri de rău, trebuie să avem măcar într-o instituție acces la Web of Science ca să putem să calculăm acest factor de impact așa cum doriți dumneavoastră. Dar noi, cu profesorii noștri, nici de cum nu-mi pot aminti. Noi am folosit-o destul de mult. Publish or perish, mersi mult. Deci se instalează pe calculator și vă permite să calculați indicele sau factorii de impact diferiți acolo câțiva indici se calculează conform acestei aplicații. Mă scuzați de întrebare, dumneavoastră spuneți de cineva personal, adică personal cineva, vreți să vadă HISH factorul, da?
Și cu aplicații. Exact. Da, chestia asta direct poate fi văzut pe Scopus. Dar noi nu avem acces la Scopus. Cum să-l văd dacă eu nu am acces? În acces deschis, înțelegeți? Dați a dumneavoastră, înseamnă nu-i cazul când aveți acces la... Nu, nu. Domnul Cojucaru, a fost o altă întrebare. Nu a fost de indicele Hirsch. Indicele Hirsch, într-adevăr, dacă doriți, puteți utilizați Publisher Perish. Paginile personale din Scopus, ele sunt o parte deschisă, le vedeți doar, să zicem, primele 10 publicații. Însă întrebarea a fost verificarea revistelor, dacă o revistă are sau nu factor de impact. Colegii doresc să au, pregătesc o publicație și doresc să o disemneze, să o publice într-o revistă. Întrebarea lor este următoarea, acea revistă are sau nu factor de impact? Aceasta a fost întrebarea, de fapt. Uitați-vă cum, ce pași întreprindem noi la moment. Luând în considerație că ne propunem să știm, să informăm publicul de acele publicații ale cercetătorilor din Republica Moldova care sunt în Web of Science și Scopus, dar ele în același timp nu sunt toate în acces deschis, noi încercăm să indexăm metadatele în acces deschis al acestor publicații. Și având acces la Scopus, prin programul care v-am arătat eu, Research for Life, aici ar trebui să bateți următorul pas, să obțineți acces la o parte din publicații din Scopus. Dumneavoastră, noi, odată ce găsim informații despre revistă, încercăm să actualizăm în IBN și informații despre publicația, despre unde este indexată și care este link la acea publicație. O să încerc chiar acum, o să simulez o căutare în IBN. O să caut vă arăt încă o informație foarte utilă. La statistica, se vede IBN-ul. Până când e pagina sa, gata, a apărut. La statistica IBN există așa un câmp. Dinamica publicațiilor autorilor indexate în Scopus. S-au dat Scopus la căutare. Este așa ca o clipă. Și o să puteți vedea lista publicațiilor autorilor din Republica Moldova în Scopus. Aici sunt publicațiile care sunt indexate în prezent. Puteți vedea autorilor indexate în Scopus. În 2020, ele acum doar cifrele se schimbă în fiecare zi. Am identificat 460, probabil, să zicem, 470. Aici, selecta și vedea publicațiile tuturor. Dacă dumneavoastră aveți un coleg care a publicat în acea revistă, dați la căutare și îl puteți găsi. De exemplu, am găsit, numai să nu iau o publicație din... Așa. Sunt foarte multe publicații la o conferință de-a noastră care a fost în Republica Moldova, dar de fapt e într-o... Iată eu această publicație. Făcând click pe ea, asta este revista Nuclear Instrument și la vizibilitate internațională vedeți link direct la revistă. Adică bază de date și link la revistă. Acum, în funcție dacă am eu sau nu acces, uitați că ai factor de impact al acestei reviste. Adică în cazul în care dumneavoastră doriți să vă publicați într-o revistă și această revistă a fost indexată în IBN, adică a existat cel puțin o publicație ale unui autor în această revistă, dați la căutare, de exemplu, avansată, dați denumirea sau două, trei cuvinte ale revistei, titlul sursă, alegeți și o să primiți răspuns. Dacă acum
Doamna Bilescu, dacă ne dați o denumire de revistă, încercați să vedem dacă nu la această întrebare. Adică asta ceea ce am putut noi soluționa cu resursele care le avem, neavând acces la Web of Science, deoarece sunt multe reviste care sunt indexate, care au factori de impact din Web of Science, de fapt sunt și în Scopus. De ce? Prima dată am putea să găsim la întrebare. Dacă îmi permiteți, domn Cojocaru, între timp eu... Nu știu dacă am găsit răspuns la întrebarea care sună verificarea revistelor sunt sau nu indexate în Web of Science. Deci, eu am găsit la Scopus, când intri direct, ca utilizator ordinar, așa numitele lista surselor Scopus. Poate și este un fișier Excel care... Așa, deci eu am intrat la Scopus.com. Se vede ecranul meu? Da. Și aici chiar în stânga este Scopus Source List. Se downloadează un fișier Excel. Eu l-am downloadat, cred că de atât și s-a blocat anterior. Cred că e un fișier destul de mare. Și aici, deci, sunt, se primesc editurile și revistele care sunt indexate în Scopus. Și asta îi văd că fișierul e din octombrie acum, e destul de recent. Probabil că lista asta se modifică și dacă e vorba anume de Scopus, poate de analizat. Dar când eu m-am conectat a doua oară, am nimerit în discuție despre raportul la ANACEC. În cazul unei reviste concrete, eu cred că trebuie de citit atent despre revistă. Revista este cointeresată să indice pe site-ul ei unde este, în ce bază este indexată. Pentru revista asta tot contează. Și dacă este vorba de o revistă concretă, cred că așa e mai ușor de verificat. Eu acuș o să arăt un link dacă... Da, eu ies. Da, eu vreau să spun că noi, secretari științifici, așa și facem, dar de fapt asta ia mult timp. Doamne, bine, uitați-vă... un instrument care să ne economisească din timp. Uitați-vă un instrument care să vă economisească din timp. mjl.clarivet.com și aici dați la căutare... Master Journalist, wow! Da. Și da, aici, mersi, căutare, nu știam. Găsiți răspuns la întrebarea care vă ați formulat. Vă notați, vă rog. Da. Tot. Este foarte bine să formulez întrebările și noi încercăm, vedeți cât de repede am găsit. Dacă, de exemplu, căutăm, dați să vedem o revistă iar noastră, dacă există. Eu vreau să spun că aici site-ul ăsta îl cunoaștem, deci el tot ce e recolte trebuie să te înregistreze. Aici multe nu pot să afle. Factori de impact, de exemplu, aici n-ai să-l vezi. Trebuie să te autentifici. Păi asta e și ideea. Când e vorba de factori de impact concret, trebuie să avem acces la o sursă sau alta care calculează acest factor. Da. E... Eu vă rog foarte mult să formulăm astfel de întrebări la care vă confruntați dumneavoastră periodic în instituții și vom încerca să găsim totuși răspuns. Nu cred că există problemă fără răspuns. Până la urmă ne dorim ca să fim utili pentru a vă optimiza timpul. Noi maxim informații care o găsim în format public, inclusiv și despre ce ține de publicațiile autorilor din Republica Moldova, în special cei care se publică din fonduri publice, să fie disponibile și în IBN. Și ține de acele bază de date, într-adevăr, înainte de a publica un articol, trebuie să vă interesați care este cu factorul de impact, nu este cu factorul de impact. Până la urmă, este important și a fi validată această calitate științifică. Alte întrebări, vă rog. Sau încă un o altă resursă încerc să o utilizați.
Care este în acest deschis. bilist.net. Adică vă recomandăm care ar putea să vă fie utile, sunt în special previzile cu acces deschis. Editurile cu în acces deschis. Adică trebuiește să fiți foarte atenți, în general, unde se publică, sunt și să nu cădeți în capcană. Alte întrebări, vă rog. Colegii de la Consorțium REM mai au ceva de menționat? Am mai prezentat ceva? Parcă nu. Nu. Stimați colegi, cei prezenți, care în permanent au fost peste 60 de persoane, mai sunt întrebări, vă rugăm foarte mult să le formulați, fie acum, fie prin e-mail, pentru a face mai accesibilă informația de calitate pentru dumneavoastră. Mai sunt întrebări? Adică să fim acces la aceste reviste prădătoare care sunt în acest deschis, să fim foarte, foarte atenți, că vă rog, mulți cad și tot mai des ne apare întrebarea dacă o revistă care s-a fost propusă nu este una prădătoare. Da, colegii îmi anunță că au fost 70 persoane. Da, vă mulțumesc mult. Unii au mai fost, alții au ieșit. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult colegilor de la Consorțium REM, doamnei rectoare, care a dat din start acceptul mai mult timp pentru a mă refer la doamna Ginkolov, care a catalizat colegii voluntari pentru a face aceste prezentări. Vă rog, vă mulțumesc foarte mult, Gudima și doamna Raeleană, care de mai mult timp noi, pentru a ne pregăti și pentru a favoriza ca să existe acest acces deschis, totuși s-a lucrat mult și mai avem mult. Ne vom bucura foarte mult atunci când vom vedea că numărul de vizitatori acestor bazi de date va fi în creștere, iar numărul publicațiilor cu impact de Republica Moldova tot va fi în creștere sau și puțin se va menține la un nivel în considerație cercetători avem mai puțin. Vă recomandăm foarte mult să accesați aceste resurse. Acest webinar face parte din un lanț de instruiri atât pentru a asigura un nivel de securitate informațională și cibernetică pentru cercetare, ori accesul la informații și informarea în surse veridice și importante este un pilon important al securității informaționale în ansamblu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs acestei invitații și vă rugăm mult să fiți receptivi la informații și noutățile care vor fi afișate atât pe pagina Consorțiumului REM, cât și pe pagina IDSI și în IBNF.